Domnule președintele ne-a atenționat, ne-a spus că am fost invitați acolo să luăm de veselul cu încă alte trei localități din țară. Din cele 12 care au fost vizitate, a rămas să se decidă în cursul zilei de astăzi care din cele trei vor fi preferate de americani. A spus că ați fost atenționați. Am fost atenționat să, în primul rând, să ne și ținem gura, să nu punem până când nu se ia o hotărâre și iată că hotărârea s-a luat și acum putem să vorbim că nu era sigur dacă din cele trei, printre care era și Caracalul, care va fi. Aici va fi o bază de antirachetă unde vor lucra atât militari români cât și americani. Am spus-o, 150 până la 500 de militari americani cu familie și români. Se vor construi. Se va ridica și un... Bineînțeles că se va ridica și un cartier pentru locuințe și o serie întreagă de utilități, de construcții care vor face parte componentă din dotarea și din logistica acestei baze care va lua ființă începând de astăzi, de fapt a luat ființă începând de astăzi la Debeselă. Ați vorbit despre investiții care sunt necesare pentru această investiții care trebuie făcute. Sunt investiții, dar nu pot, nu, că eu nu sunt primarul Debeselului, sunt primarul Caracalului, deci localitatea în apropierea Debeselului, la mai puțin de 8 km și împreună noi, ca și vecini, am colaborat și ne-am sprijinit în toate demersurile pe care le-am făcut, inclusiv în demersurile care de-a lungul timpului, odată cu încetarea activităților propriu-zise ale zonei și ale armatei aici, și atât eu cât și primarul de la Debeselul, cu o serie întreagă de rezerviști, am făcut demersuri atât la președinție, la guvern, la președinția trecută și actuală, la guvernele care s-au perindat de-a lungul timpului. Vă dați seama că în ultimii 9 ani noi tot am sperat și iată că speranța noastră a devenit realitate, că aici se vor face, se va pune în valoare ceea ce era o bază, o mândrie a zonei și se va valorifica, eu zic, cu prisosință și în binele tuturor. Mai spuneați că au mai fost două localități. Nu ni s-a spus care sunt localitățile, dar au fost două localități, vă spunea, din est, probabil tot de pe lângă Constanța, tot zona de câmpie, care ele au mai avut și mau în zona, eu știu, în județele respective, mai sunt asemenea locații. Ați discutat despre avantajele pe care această locație le prezenta pentru ce urmează să se facă aici? Care au fost motivele pentru care a fost inclusă pe lista scurtă de trei localități? Dom'le, motivele, în primul rând, că această bază are infrastructura corespunzătoare, că este la o distanță mai mare de ceea ce înseamnă o localitate sau populația care locuiește în zonă și că oferă condițiile propice desfășurării unor activități militare care se vor desfășura aici. Și intențiile celor care doresc să realizeze aici ceva normal, adică armata română cu armata americană.